Dumnezeu și mine m-am găsit la grupul online cu exercițiile. Tema pentru acasă, nu? La asta, a, șaptea. Suntem azi în 6 a 12-2018. Poftim, da, prete? Poftim, că tu ești ceva. A luat A plus B și A minus B. Dar cine e A, cine e B? Nu, se calculați operația A plus B și A minus B. Și A este calcula. Păi asta, da. Deci A, știu că A egal cu. Așa, da. A egal 16 radical din 3. Minus 18 radical din 3. Minus 18 radical din 3. Plus 19 radical din 3. 19 radical din 3, da. Minus 15 radical din 3. 15 radical din 3, da. Minus 12 radical din 3. Da. Plus 20 radical din 3. Plus 20 radical din 3. Radical din 3 pe lângă. Scoate radical din 3. Fără secunde. Asta e auzi. Da. B-o ai spus că este egal cu B și B. 10 radical din 3. 10 radical din 3. Minus 12 radical din 3. 12 radical din 3. Minus 14 radical din 3. Așa. Plus 18 radical din 3. Da. Minus 16 radical din 3. Da. Plus 13 radical din 3. 13 radical din 3. Asta e B-ul, da? Și se cere A plus B. Deci și A minus B. A plus B egal cu cine? Și A minus B egal cu cine? Care crezi tu că este povestea aici? Să scoatem pe radical din 3 factorul comun. Dar de ce să scoatem? Vrem să intrăm în ceea ce înseamnă termeni asemenea. Deci termene care sunt al de radical din 3. Câți ori fi de al de radical din 3? Asta ne întreabă aici. 6. De ce 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6 termeni, da? Da. Sunt 6 termeni. Și acum facem calculul. 16. Și cu minus 18 radical din 3? Minus 2. Minus 2. Și cu 19? 17. 17 radical din 3? Minus 15, 2. Da. Deci face 2 radical din 3. Minus 12, minus 10 radical din 3, plus 20, 10 radical din 3. Deci asta ar fi. Altfel spus, deci trebuie să te obișnuiești cu termenul asemenea. Că ideea ta, ai spus așa, să scoatem un factor 1 pe radical din 3 și ce rămânea în față? Dacă scoteam pe radical din 3, cum ai spus tu în față, ar fi fost ce înseamnă? 16 minus 18 plus 19, plus 19 minus 15, da? Minus 12, minus 12 plus, da? 20. Plus 20. Și cât face ca și calcul aici? Hai să facem 2, 4, 6, sunt ce? 6 termeni. 16 minus 18 minus 2. Plus 2 plus 19, 17 minus 15, 2. 2. Minus 12 minus 10. 10. Și cu 20. 20 minus 10. 10 fac 10 de al de radical din 3. Deci uneori într-un calcul trebuie să înțelegem așa. Dacă e să ai 5 radical din 3 plus 7 radical din 3, nu mai spun scot pe radical din 3 în factor comun, ci spun așa, cei 5 cu 17 fac în total 12 radical din 3. Deci este de acum impropriu să spune că scoate un factor comun. Dacă o să ai 5 radical din 3 și plus, să spunem, 7 radical din 12, dacă ți se dă așa, deci dacă să ai 5 radicali dintre 7 radicali din 12, nu mai sunt radicali asemenea aici. Dar tu ai o șansă, că 12 poate fi ca să fie 4, 3 ori 4, 2 la a doua, ori 3, este 2 la cel în față și face, de fapt, va face aici 14, nu? Da, 19 radicali din 3. Și 15 cu 14 și 19 radicali din 3. Deci, putem vorbi ca și cum ar fi termenul asemenea. Câți de al de radicali din 3? Deci, pe scurt, am înțeles bine că scoaterea în factor comun este o scriere încă o dată, iar cel mai rapid facem calcul. 18, 16, minus 18, minus 12, dar de radical din 3, că sunt asemenea acolo, da? Deci nu e greșit nici cum ai spus tu, nici ceea ce spun eu acum, pentru că eu ar vrea să evit. Totdeauna sunt preocupat de a avea un ritm foarte bun la lucru. Și decât să scot radical din 3 să mai pierd un timp, atunci fac calculul de dată. Da?
Deci, asta este 10 radical din 3 este au. Și B-ul cât este? Hai să vedem. Deci, minus 2, minus 14, minus 16, plus 18, 2, minus 16, minus 14, plus 13, minus 1. Minus radical din 3. Da? Minus radical din 3. De ce să mai scriu încă o dată? Deci, perdi, așa, am văzut cine e A și B. Și atunci, plus B cu cine ar fi, da? Ar fi 10 radical din 3 și minus radical din 3 și face cât? 10 radical din 3 plus radical din 3. Face 10 radical din 3? Cât face? 10 radical din 10 și minus 1? 10 minus 1, 9 radical din 3. Păi 9 radical din 3. Deci ăsta ar fi răspunsul, da? 9 radical din 3. Iar A minus B, A minus B să facă 10 radical din 3. 11 radical din 3. Minus plus vine, nu? Din data asta, radical din 3, face 11 radical din 3. Da? Deci asta trebuie să ții. Poftim alt exercițiu. A egal cu. A egal cu. 17 radical din 5. Da. Minus 19 radical din 5. Da. Plus, minus 14 radical din 5. Minus 14 radical din 5. Plus 11 radical din 5. Exact. Minus 16 radical din 5. Da. Și plus 12 radical din 5. Plus 12 radical din 5. Iar B-ul? B-ul este egal cu 12 radical din 5. Da. Minus 9 radical din 5. Minus 9 radical din 5. Plus 7 radical din 5. Da. Minus 14 radical din 5. Corect. Plus 16 radical din 5. Da. Minus 13 radical din 5. Corect. Și la A, hai să terminăm calculul. 2 minus 14 minus... Deci 2, minus 2. Minus 2, minus 14, minus 16, plus 11. Minus 5, da. Minus 16, minus 21, da. Plus 12, minus 7, nu, minus 8, stați, minus 9. Minus 9, minus 9, radical din 5, este A-ul, da? B-ul să-l vedem. 12 minus 9, 7, nu, 3. 3 radical plus din 5. 7, 10. Da. Minus 14, minus 4. Plus 16, plus 12. Minus 13, 1. Minus 1. Minus 1 radical din 3. Da. Și ce tot A plus B? Da. A plus B egal cu? A plus B este egal cu? Minus 9 radical, minus 9 radical din 5. Plus minus radical din 3. Se face... Nu e radical, nu ne asuce. Minus radical din 5, da? Din 5, așa. Așa. Și face? Aici e radical din 5. Da, toate și aici. 5. Și aici, da? Da. Și facem cât? Minus 10 radical din 5. Minus 10 radical din 5, corect. Iar A minus B? Va fi egal minus 8 radical din 5. Minus 9 radical din 5 plus radical din 5 face? Minus 8 radical din 5. Da, am văzut aici experimentul. Altceva, alt exercițiu. Vreau să văd alt tip. Da? Deci la 1 am lucrat aici. La 2 am lucrat. La 2, aici am lucrat. Da. Am calculat A și B. Hai să vedem la 3 ce mai este aici. De A, B și C, 3 numere și să calculăm altceva. Da? Spunem, să facem pe alt punctul C. Deci facem punctul C de acolo. Ca să, adică să nu facem, să repetăm continuu un model, ci exercițiul când se repetă ca tehnică, e pentru a întări, da? Pentru a întări, să ai tu deprinderea de calcul bună, bine pusă la punct. Acum să vedem, repede și punctul ceva, te rog. A este egal cu... A mic egal cu... 100,
Radical din 112 minus... 100, radical din 112. Minus 6 radical 7. Radical din 7, da. Minus radical din 108. Radical din 108, plus da. 5 radical din 3. 5 radical din 3 este A, BU. Da. BU este egal cu radical din 175. Radical din 175. Minus 6 radical din 7. Corect. Minus 6 radical din 3. Minus 6 radical din 3, da. Plus radical din 192. 192. ABU și ce acum? Am venit ce da. Radical din 75. Da. Minus 8 radical din 7. Da. Minus 6 radical din 3. Da. Plus radical din 112. Radical din 112. De acord. A, B și C. Și ce este ce se află? Calculați A plus B plus C minus A, plus A minus B plus C. Minus A minus B plus C. Deci într-o paranteză, nu? Da. A minus B plus C. Atunci, A, hai să ne ocupăm de A. Cu cine ar să fie egal A? Este 11 la a doua. Nu? 11 sub 21. Da. Introducem un întreg din fracție. Aici, da? Da. Dar pierdem negășițul din mână. Că noi am vrea să fie, aici ești deja aranjat 6 de alte radicale 7. Pe tot scoatem la celălalt. Deci, practic, trebuie să umblăm la 112 să-l vedem cum o scrie. Da. Deci, descompune și 112 urgent. Da? Deci 112 cu ce ar fi egal? Hai să vedem. 112. Prin 2. 56. Prea prin 2. Noi mergeam prin 7. Acum, 56. 7 ori 8. Da. O, 2 la 3 și 7. 2 la 3 și ori 7. Adică face 2 la 4, ori vedem, 7. Ori 7. Dacă e 2 la 4, iese despre radical. 2 la 2. 2 la 2, adică 4 radical din 7. Vezi? 4 radical din 7, minus 6 radical din 7. Vezi cum se așează ieșițiul de acolo? Minus 108. La 108, cum se face? 108 îl împărțim la 2. Deci, descompunem, da? 108 împărțim la 2. 2, 54. 54. 6 și 2, 3... Stați, că acum răspund. 2 la... Cât oricât fac 54 ajutele un pic. Dar știu că acum răspund. Nu, eu nu vreau. Cât oricât fac 54? La mulțire. 27. Ori 2. Dar la tabla mulțire. Cât oricât fac 54 deodată. Ce două numere mulțite, fac 54. 6, 9. 6 ori 9? 54. 6 ori 9. 6 ori 9. Care se scrie ca 2 ori 3 și ori 3 la a doua. Da? 3 la a doua. Și face 2 ori 3 la a treia. Câți 3? 2 ori 3 la a treia. De timp m-a interesat, repede să faci gândit. Să... Da, 6 ori 9. Ai rezultatul? Ce două numere? Așa vrei super pe el. Deci, nu 6 ori cât fac 54? 5. Ăsta e rezultatul? Ce două numere? Deci de aceea l-am dorit pe el. Așadar, voi spune acolo cât radical din 108, care înseamnă 2 ori. 2 ori radical din 3 la a 3-a, nu? Da. 2 la câta este? 2 la a 2-a. Cum este un 2 aici? Da. 2 la a 2 ori 3 la a 3-a. Da. Deci 2 la a 2-a, care este despre radical 2. 2 și 3 la... Mai este un 3. Mai este un 3, da. Și rămâne sub radicalul în cine? În 3. Deci 6 radical din 3, altfel spus, da? 6 radical din 3 și am ajuns la 100. Și plus 5 radical din 3. Da? Este egal acum, hai să reducem termeni asemenea, hai să vorbim în limbajul de asta. Adică radical minus 2 radical din 7. Minus 2 radical din 7. Corect. Minus 11 radical din 3. De ce? Minus 11. Minus 1. Minus 1? Atenție multă. Minus 1 radical din 3, scurt. Ăsta este A-ul. B-ul să-l vedem repede. B-ul este radical din 175, minus 6 radical din 7, minus 6 radical din 3,
plus radical din 192, care este cât? O, cât? 192? Nu este. Nu știm, nu e încă perfect. Să descompunem. 192, așa prin 2, și face cât? 96, iar prin 2, și face 48. Și face 7, cât fac 48? 6-8, da? 6-8, sigur, da? 6-8. 6 înseamnă 2 ori 3 și 8 înseamnă 2 la 3. Adică, câți de ale 2 e dat de tu mă spui acum? 2 la 3, 2 la 5, 2 la 6. Deci vine 2 la 6 ori 3, da? 2 la 6 ori 3. Așadar, voi spune la 112, 2 la 6 și iese de sub radical ca să nu 2 la 3, adică 8, radical din 3. Și te spune și pe 175. Unde l-am pe 175? Aici, da? Trebuia să îl facem deja. Ne-am grăbit aici. Adică face cât, pe scurt? 175? E 3 ori 25. Da. Și 25 iese și 5. 5 la a doua, deci vine un 5 în față, radical din 3. Da. 5 radical din 3. Corect. Și hai să vedem acum cât este B-ul. Reducem termenul asemenea și cât va da? 5 minus 6 plus 8. Atenție, că nu sunt asemenea. 2 sunt altfel. Deci 5 radical din 3 și nu mai vezi un radical din 3. La ultimele două. A, așa, minus am avut impresia 6 de... da, și așa, minus plus 8. Corect. Eu am avut impresia că e tare asta. Deci te-ai uitat foarte bine. Deci 5 minus 6 face... 5 minus 6 face minus 1 și plus 8. 7. 7 radical din 3. 7 radical din 3 și respectiv minus 6 radical din 7, care e unicul. 6 radical din 7. Asta este A-ul, B-ul. Ce o să vedem cât este? Ia să vedem la C. 75. Oare a fost aici bine? Noi la B am avut 175, nu 75. 175 cât înseamnă? N-am fost atent, dacă ești ne-am uitat păi, aici. 75 este 25 la ori 25. Nu, 25 ori. Ori 3. Ori 3 odată și mai este într-o sută? Într-o sută este de 4 ori. Și atunci câți de 25 avem într-o sută, de 175? 7. O să fie și... tu poți să fii atent. Deci, câți de ale 25 sunt într-o 175? 7. Sunt odată 4 și cu 3, 7. 4 sunt într-o 100 și 3 celălalt 7. Atunci noi trebuia să spunem aici 5 radical din cât? Din 7. Să modifică ești, da? 5 radical din 7. Ei, acum 5 radical din 7 minus 6 radical din 7. Minus radical din 7. Face minus radical din 7. Minus radical din 7. Așa. Și de al de radical din 3. Minus radical din 2. Și minus radical din 3, da? Și minus radical din 3. De ce minus radical din 3? E corect numai minus radical? Nu, e minus 2 radical din 3. Minus 2? Da. Că era minus 6 radical din 3 plus 8 radical din 3. Și cât sunt atunci? Minus 6 și plus 8? 2. Nu 4. Stai, 2. Semnul. Cu plus. Apoi da. Ai zis minus 2 radical din 3. Deci plus 2 radical din 3. Da. Așa, bine. Plus 2 radical din 3. Plus 2 radical din 3 este cine? Este B-ul. Da. Ce o am? 75 este 5 radical din 3. 5 radical din 3, corect. Minus 8 radical din 7. Radical din 7. Da. Minus 6 radical din 3. Corect. Plus, păi 112 l-am mai făcut. L-am mai făcut așa, da? Este 4 radical din 7. 4 radical din 7. Și ia câte face, radical din 7, câți? Minus radical din 3. Minus radical din 3, corect. Minus, nu am mai definit, minus 8 plus 4, minus 4 radical din 7. Minus 4 radical din 7. Și odată făcuți aceștia, hai să ne ocupăm de ce ni se cere în exercițiu, să facem A plus B plus C, da, A plus B plus C, adică ce înseamnă? A, să scrim A plus B plus C, minus pe lângă A minus B plus C. Dragule,
Hai să facem calculul să înlocuim pe Albert și el la sfârșit. Aș vrea să facem asta și la sfârșit să înlocuim pe Albert și el. Nu acum înlocuim, că pierdem timp. Putem să aducem expresia în ABC la o formă mai simplă. Da. Deci vine A plus B plus C. A plus B plus C, vine așa. Și mai departe în testul. Minus A. Minus A, corect. Plus B. Așa. Minus C. Minus C, foarte bine. Și iată ce se întâmplă. A cu A, C cu C, C cu C. B. Și rămâne cât? B. B, tu îți dai seama. 2B, da? Ce B, B și cu B. 2B, B. Îți dai seama cât de interesant a fost? În loc să înlocuim cât e de lungă A, B și C, am făcut calculul algebric și atunci al expresii și pe urmă calculul nu mai înlocuim pe B-ul respectiv. Deci e calcul de două ori pe lângă B-ul, care este minus radical din 7, da? Minus radical din 7 plus 2 radical din 3 și cât face ca rezultat? Ia să vedem cât e rezultatul. Minus 2 radical din 7. Minus 2 radical din 7. Corect. Și plus 2 radical. Nu îți fie plus. Nu îți fie 2 radical din 7. De ce? Că aveam cu minus. Într-un fel ar fost minus 1 radical din 7. Ori minus 1 radical din 7 ne-a dat cu plus. Unde ai tu? La minus 2 radical din 7. Și? Insistă ca să văd... Nu trebuie să fie plus 2. De ce să fie plus 2? Noi am mulțit 2 ori... Păi da, un număr cu două numere care se mulțesc cu minus. Da, dar chiar un două cu minus. Păi da, a scris că era minus 7. Păi da, este un minus 7. Și 2 ori minus 1. Dacă ar fi fost minus 2 aici, minus cu minus face plus 2, adică de 7. Da. Deci atenție, David, deci. Deci pur și simplu am mulțit pe 2 cu minus radical din 7. Dacă ar fost minus 2, atunci ar fost minus 2 ori minus radical din 7 face plus 2 radical din 7. Și 2 ori 2 radical din 3, 2 ori 2 radical din 3 face 4 radical din 3. Deci aici avem minus 2 radical din 7 plus 4 radical din 3. Iată că am făcut primul A plus B plus C minus A plus B. Ce ai înțeles tu de aici? Hai să vedem că parcă am avut niște lucruri de învățat de aici. Din aici, din acesta. Să scoatem radicalii, să scoatem în față, da? Până când nu se mai poate, da. Adică să apară sub radical nimic la pătrat, căci la pătrat sau care iese față. Da? Deci până ajungem acolo. Să reducem radicalii asemenea, iată noutate, radicalii asemenea sunt radicalii 7 și radicali din 3 în C-ul, până are multam aici. În final, a doua chestiune care merită ținută, nu ne apucăm, ăsta e A, ăsta e B, ăsta e C-ul. Și locuim pe A cu asta, pe B cu C. Și scriem radicale C. Și pe un minus, iar și în paranteza asta, cât e A, cât e B. Nu. Finalizăm calculul respectiv, ca la sfârșit, după ce am făcut calculul, să locuim pe A, B și C. Îți dai seama cât timp am câștigat. Aici foarte mult timp. Însă, în plus, viteza a crescut și n-am avut riscul greșelii. Că tu, în momentul în care te apuci să locuiești expresia este alungi, pierzi și ar trebui să și greșești. Una este ca prin A să fac calcul cât o fi algebric până când finalizez și, pe urmă, la sfârșit sau că este A, B și C-o. Deci, observație foarte importantă. Deci, la forma cea mai simplă expresia. Și, pe urmă, este numai 2B. Atât era. 2B. S-au redus A-ul și-au redus C-ul. Știi cât e foarte mult. Cel care... îmi pare rău când am fost pe fază, să te fi lăsat pe tine cu locuirea lui A, A lui B. Oricum se vedea că s-a anulau, că n-avea cum să fie calculul așa de mare. Păi nu spune mie, dar tu scrierea corectă, atentă, că... a lui A, B. Da, păi vedeam jos paranteza și locuiam semnul și eram în școală. Băi, pe mâna ta. Deci să fii fază, merg pe mâna ta. Tu zici că era mai ușor? Nu așa se face. Ba da, numai că eu nu scriam direct. Păi asta faci, asta tot insist eu. Că scrierea ta consumă timp și riscul greșelii. Hai să vedem. Am văzut că nu mă duceam. Lăsăm așa. M-am uitat la acolo și era minus A minus B plus C. Da. Și m-am gândit minus A, ar fi fost minus A, minus cu minus va da plus. Dar tu îți dai seama, vrei să locuim, tu vrei să locuim pe A. Nu să locuiesc. Dar cum? Nu, eu când m-am uitat, am văzut că sigur nu putea să-mi calculez atât de mult.
Păi aia după ce fac asta. Deci, eu insist, David. Deci, pe varianta în care am mers noi, este cea corectă și cea mai rapidă. Cealaltă idee, aceea, în care, eventual, nu neapărat pe tine te numesc acum, ci vorbesc de un alt elev. Da? Ar fi în Fox. A-ul, cine este? B-ul, cine este? A zice că dacă înlocuia, îi vedea că ei se reduc și nu-i mai calcula, nu? Asta vrei să spui? Nu, uite, facem așa cum spui tu acum. Nu se văd așa cum zici tu. Deci vine minus 2 radical din 7. Minus radical din 3. Pirul plus B. Dar cât am scris acum la pe rând timp? Plus. Sunt foarte atenți, nu greșesc semnul. Minus 7 radical. Minus radical. Minus radical din 7. Nu așa? Da. Plus 2 radical din 3. Trebuie să te convinc prin comparația ta. Plus 2. Plus ce? Minus radical din 3. Minus radical din 3. Pe urmă. Minus radical din 3. Minus 4 radical din 7. Corect. Am ajuns până aici. Da. Și acum minus A. Minus A. Adică minus. Cine e A-ul? Mă uit la A. Și îl spun minus. Ar veni plus. Nu. Minus. Concret. Plus. Deci spun plus 2 radical din 7. Da. Minus radical din 3. Minus radical din 3. Da. Este sigur așa? Așa e și scrierea. Era așa plus. Este. Plus era. Deci ce să spun aici? Un minus 2 plus. Radical din 7. Plus, da. Plus. Plus. Înainte la minus 2 radical din 7 și minus radical din 3, spun plus. Plus. Pentru că A-ul era cu minus. Și minus cu minus, dar plus. Și deci trebuie să spun cu plus 2. Plus, da. Așa, și pe urmă. Plus 3. Plus radical din 3. Se anulează. Că eu aveam un minus, minus cu minus dădea plus. Da. Și era cu plus. Nu ne-am uitat pe ceas, da? Hai, merg mai departe. Merg mai departe. Tu ce să scrii? Minus cu minus dă plus. Plus radical din 7. Plus radical din 7, deci de la plus... Da, plus radical din 7 minus 2 radical din 3. Plus radical din 7. Minus 2 radical din 3. Minus 2 radical din 3. Bun. Deci, plus radical din 3 plus 4 radical din 3. Plus radical din 3 plus 4 radical din 3. 3 radical din 3 plus 4 radical din 7 trebuia. E greșit aici, ia să le uităm. La momentul în care l-am scris, am calculat aici, 5 radical din 3, minus 6, e din 7, da? Deci vine minus 4 radical din 7. E, și atunci vine minus C, și atunci ce face? 4 radical din 7, plus 4 radical din 7. Plus 4 radical din 7, corect. Bun. Și cam mai departe, acum. Se vedea clar. Cel de deasupra cu cel de deasupra. Așa, așa. 3 cu 3. Da. Minus radical cu 7. Minus radical din 7 cu minus... Nu. De ce? Minus radical era de 2 ori. Ar fost minus 2 radical din 7. Deci face minus 2 radical din 7. Da. Și mai întâi nu e radical din 7. Ca să termină toți. Este plus pe radical din 7. Păi și acolo deasupra descrieți tot radical din 7. Unde se scrie? La radical din 3 minus 4 radical din 7. Aici, da? Da. Radical din 7. Da, și acolo trebuie să scrieți. Dar B-ul a fost de 2 ori B-ul, nu? Păi da, acolo trebuie să scrieți. Deci era bine și cu 3. La final, cred că. Aici, la primul rând, ne-a scris acum și deasupra. La... De aici? Da, că a scris 4 radical din 3, trebuia 4 radical din 7. Așa, am făcut corectura de aici. Bun. 4 radical din 7 cu 4 radical din 7. Ăsta era 2. Se duc așa, nu? Da. Minus radical din 3 cu plus radical din 3. Minus radical din 3 cu plus radical din 3. Asta așa. Și rămân astea care se adună. Adică câte rămân? Minus 2 radical din 3. Plus... Minus 2 radical din 3, da. Minus 2 radical din... Nu. Minus 2 radical din 7. Asta tot 7 este, da? Nu, e 3. 3 și atunci este aici 7. Nu, e tot 3, că e de la B. Și atunci, cât e rezultatul final? 2 radical din 7 plus 4 radical din 7, din 3. 2 radical din 7 cu minus 2, nu? Nu, deodată ați crezut, minus 2 radical din 7. Cam aici cu minus radical din 7 și cu minus radical din 7. De acolo deci, n-ați scris. Minus 2 radical din 7. Da, și după aia ați greșit și semnele acolo. Deci minus radical din 7. Jos, era minus radical din 7 plus 2 radical din 3.
Și plus 2 radical din 3, da? Da. Și cu 2 radical și cu 2 fac cât 4 radical. 4 radical din 3. Dragule, hai să recunoaștem un lucru. Dacă nu spunem asta adevărul, înseamnă că nu suntem sinceri. În concluzie, scrierea aceasta, cu riscul de a trece de colo-colo și să-ți greșești un semn, mai ai și o altă, un alt risc. De colo-colo să poți să greșești tu. Deci greșeala semnului de la copiere, greșeala să greșești tu, ca timp de consum destul de mult, nu crezi că am avut o dreptate, ți-a spus, calculăm mai întâi expresia asta, A plus B plus C minus A plus B minus C? Nu ești când comis. Da? Deci hai să spunem așa că pentru toți prietenii noștri și să înțelegem că cel mai corect este să aduc la forma cea mai simplă expresia și la final înlocuim. Ai minusul în față, ca la întâi. Sigur. Unul cu minusul. Da, da, deci, și este, cum să spun, o pierdere de timp suficient de mare. Da. Da? Trebuie să fim convinși. Dacă vrei să pierzi timp, faci așa. Da, faci așa și când îmi spui, nu mi-am încăput timpul. Exact. Nu-ți pierd timp. Da, da, da. Și faci așa varianta asta și faci în varianta care spui tu. Deși te văd acum nemulțumit. Dar eu vreau să te convin pe tine și pe toți prietenii noștri că acest lucru care l-am spun eu este foarte, foarte important. Sigur că da, sigur că da. Aceasta e tehnica de lucru. Să aduci la formă mai simplă expresia aceea și numai după aceea înlocuim. Poftim, mai e bun? Da. Tot din modelul acesta s-a fost? Altceva. Altceva. Te rog. A egal cu. Nu. A punctul A. Așa. Radical din 32 minus radical din 50. 32 minus radical din 50, da. Plus radical din 8. Plus radical din 8. Minus radical din 98. Radical din 98. Plus radical din 242. Radical din 200? 42. 42. Păi trebuie să... 32 este 2 la A, deci, 5A. Cine este asta? Înmătată cu ceva? Cu literă? Da. Expresia asta de ce? Trebuie să calculăm. Restrângeți după ce ați scos factorii de sub radical. Bun. Hai să vedem. Radical 32. De ce e egal? 2 la 5A. 2 la 5A. Adică te face? 2 la A... 2 pe lângă... Păi pe 2 la 5 am pot scrie ca 2 ori 2 la 3. 2 la 5, 2 ori... O să scriu 2 ori 2 la 3, 2 la 4 ori 2 la 3. Deci ai zis 2 ori 2 la 3. Este bine 2 la 5 așa? Dar nu, 2 la 2 ori 2 la... Asta, ai zis 2 ori 2 la 3. Deci 2 la 2 ori 2 la 3. Sau altfel scris cum? 2 la 4 ori 2 la 3. 2 la 4 ori 2. Și 2 la 4 scapă de sub radical și când va fi? 2 la 2 radical. Corect. 2 la 2, adică 4 radical din 2. Minus. Te rog să... Pe 50 o scriem ca 5 la 2 ori 2. Așa, este 5, 5 la 2. 5 radical din 2. Minus 5 radical din 2. 2. Plus. 2 la 2 radical din 2. 2 radical din 2. Mario, te pregătești ca să ai întrebări. 2 radical din 2. Cu niște chestii care ai avut o altă dată, aveai printr-o gazetă, prin nu știu ce, o problemă de acela care te-ai gândit și n-ai găsit răspunsul. Ia, pregătește foarte bine. Minus? Minus trebuie să calculăm acum. De 98. Da. Trebuie să descompunem. Adică de 2 ori 49. Da, 7 la 2, a 4. 7 la 2. 7 la 2. Iese 7, lui? Da, vine 7 radical din 2. Deci minus 7 radical din 2. De acord. Și 242? 11 ori 11 la 11 radical din 2. 11 radical din 2. Deci plus 11 radical din 2. Și fac